Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi tocmai s-a încheiat a treia săptămână din programul meu de slăbit, Otto slăbește sezonul 4. După cum știți deja, cei care mă urmăresc și care v-ați abonat la canalul meu, acum mă voi duce să mă cântăresc pentru că trebuie să vedem câte kilograme am reușit să slăbesc, dacă am reușit să slăbesc săptămâna aceasta pentru că am mâncat o grămadă de prostii, iar până atunci vă las să vă uitați la toate mesele de care le-am avut săptămâna aceasta și să vă luați doza de inspirație în caz că nu mai știți ce să mâncați, sunteți la dietă, vreți să slăbiți și nu mai aveți idei, e bine, puteți să vedeți acum toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta și puteți să vă inspirați și să vă motivați pe clipurile mele. Sper că ați început și voi o perioadă de slăbit. Dacă nu ați început, este timpul să o faceți pentru că aici vedeți singura transformare live din lume în care pun clipuri în fiecare săptămână cu toate mesele pe care le-am avut și bineînțeles cu cântarul. Iar la sfârșitul fiecărui clip vom vedea câte kilograme am și câte kilograme am reușit să slăbesc. Bună dimineața, este luni astăzi, fraților, și începem a treia săptămână de slăbit cu o cafea Jacobs îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță. Uitați cam așa arată, haideți să amestecăm aici foarte bine să se topească și apoi mergem la sală. S-a făcut ora 6:30, am venit de la sală, avem aici o ciorbă de curcan, multe legume, avem și niște paste făinoase, așa că voi mânca fără pâine și aici avem o bucată foarte mare de carne. Ce asta? De la aripă? Doamne, e enormă. O să încerc să nu mănânc pielea asta, că e foarte groasă și nu-mi place. Ok, fraților, am terminat ciorba, a fost foarte bună. Avem aici fructe acum. Până voi la următoarea masă o să mănânc multe fructe. Am un măr galben, 3 nectarine, 3 mineole din astea, mandarine sau cum se numesc, și o portocală. Fructele sunt foarte bune și trebuie să mănânc cât mai multe fructe pe zi și cât mai multe legume. S-a făcut ora 9:30 seara, am mai trecut vreo 3 ore, am mâncat fructele, iar aici mi-am făcut o pizza din asta pe lipie, cu multe legume, cu sos din asta de casă, am pus și 2 filuțe de cașcaval, 100 grame de mușchi file, iar dacă vreți să vedeți rețeta, o puteți găsi pe canalul acesta, pe canalul meu. Iar aici mi-am luat un sirop de cătină pentru mâine, vreau să beau înainte de sală, pentru că astăzi am simțit că nu am avut energie. Siropul ăsta l-am terminat săptămâna trecută, celălalt adică din dreapta, și pentru mine dimineața v-am zis, vreau să-mi fac un sirop de cătină, să-mi dea mai multă energie la sală și bineînțeles vreau să și mănânc înainte să plec, să vedem dacă reușesc. S-a făcut ora 1 noaptea și avem aici 3 bucățele de mușchi de porc din acela după șirea spinării, care a fost afumat. Este una dintre cele mai bune bucăți de carne de la porc, pentru că are foarte, foarte puțină grăsime. Iar aici avem o tocăniță de cartofi, este făcută de post și nu are carne, de aceea mi-am prăjit niște cărniță pe tigaie, dar fără ulei, bineînțeles. Și aici avem niște castraveți murați în saramură. Trebuie să mâncăm foarte multe legume, fraților, dacă vrem să slăbim și să avem o viață sănătoasă, pentru că legumele au foarte puține calorii, au foarte mulți micronutrienți, vitamine, minerale și avem nevoie de toate lucrurile acestea. Sincer să fiu, nici nu prea contează că sunt murate legumele sau că sunt în tocăniță sau că sunt în ciorbă, la cuptor, fierte și așa mai departe. Important este să mâncăm cât mai multe. Mie cel mai mult îmi plac în felul acesta, în tocănițe, murături, mă rog, trebuie să apară și fructele și legumele de vară, de primăvară, în roșii, castraveți, deocamdată nu avem și mâncăm sub orice formă putem. Bineînțeles, trebuie să am grijă și la proteină, să mănânc suficientă proteină pentru a îmi păstra masa musculară și de ce nu pentru a îmi crește și să facem sport. Și astfel vom reuși să facem o transformare foarte, foarte faină, care o să avem și mușchi, o să fim și sănătoși, nu o să atârni nici pielea pe noi și vom putea mânca destul de mult. Chiar vreau să lăsați în comentarii cât vi se pare că mănânc, dacă vi se pare că mănânc mult sau puțin. Chiar vreau să aflu părerea voastră în comentarii. Bună dimineața, este ora 9 astăzi, dar m-am trezit de la ora 5. Sunt un om al extremelor, fraților, bamă cu la ora 5, bamă trezesc la ora 5. În fine, v-am zis, acum este ora 9, mi s-a făcut foame, mi-am făcut aici 2 alergate cu multe legume. Trebuie să mâncăm multe legume. Mi-am pus o jumătate de ceapă mare cu 3 ciuperci, avem 2 filuțe de cașcaval, o folie din asta întreagă de mușchi file, 100 de grame de mușchi și vom mânca totul cu lapte bătut, din asta cu 2% grăsime. O voi rula așa frumos și o să fie extraordinar.
poftă bună. Iar acum după masă o să-mi fac o... mi-am făcut o cafea și o să îndulcesc cu o linguriță din asta mare de miere de rapiță. E mai bine să mănânci dimineața, e mult mai bine. Bine că au trecut vreo 4 ore de când m-am trezit și chiar mi se făcuse foame. Începuse să mă roade stomacul. Iar acum cafea asta mă va ajuta să nu mi se facă somn, pentru că mai e o grămadă până pe la sală și nu aș vrea să mai dorm. S-a făcut ora 2:30, iar înainte de sală o să-mi pregătesc un sirop de cătină pe care o să-l iau cu mine la sală, să-l beau acolo când mi se face sete. Mă ajută foarte mult ăsta, îmi dă foarte multă energie. E foarte bun și pentru anotimpul rece. O să-l fac cu apă minerală, pentru că asta îmi place mai mult. Ia uitați ce fain se face. S-a făcut ora 6, am venit de la sală. O să mâncăm iar o ciorbă din asta de curcan. Iar aici avem carne scoasă. Uitați câta aripa. Trebuie să o culegem așa carnea, să dăm grăsimea asta jos. Și carnea de curcan este foarte bună, este o carne slabă, dacă evităm grăsimea asta. S-a făcut ora 9 seara și avem aici o plăcintă de mere. A făcut-o maica mea de duminică. Am mâncat duminică câteva bucățele după ce m-am cântărit, după ce am filmat, am sărbătorit. Și de atunci până acum n-am mâncat deloc. O să mănânc acum două bucăți. S-a făcut ora 11 noaptea, fraților, și am aici două pizza pe lipie, așa, dietă. Avem foarte multe legume, măsline, ceapă roșie, ciuperci. Și le voi mânca cu un aerant din ăsta. Am mâncat pizzele, au fost foarte, foarte bune. Astăzi am mâncat foarte multe proteine și destul de multe calorii. Am mâncat peste 2000 de calorii. Am mâncat foarte multe legume, însă nu prea am mâncat fructe. Așa că înainte să adorm o să mănânc astea trei mandarine sau mineole sau cineva sunt. Bună dimineața! Începem ziua, fraților, cu o cafea pe care o să îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță. O să mănânc două lingurițe de păstură, iar apoi o să plecăm la sală și o să-mi iau un suc din ăsta de cătină făcut cu concentratul acesta, cu siropul de cătină din pulpă de cătină cu miere, 100% natural, nimic adăugat în rest decât cătină și miere. Acesta ne va da foarte multă energie și vom face un antrenament de picioare astăzi foarte intens. S-a făcut ora 6:30 și avem aici niște cărniți așa de șnițel de porc, destul de slabă, am făcut-o în tigaie fără ulei, iar aici avem o salată verde cu ceapă roșie. O să fie foarte bună masa asta și o să meargă foarte bine după sală, pentru că avem multe proteine și avem și lucruri care nu îngrașă. Verziturile astea nu îngrașă absolut deloc legumele și au foarte multe beneficii pentru organism. Poftă bună tuturor! Ok, s-a făcut ora 8, o să mănânc niște dovleac. S-a cam ars un pic, dar nu e nicio problemă, că mie îmi place așa mai afumat. Sunt foarte fericit că am prins și o cald în sfârșit. Îmi place mult mai mult când e cald decât atunci când e rece. Și aici o să punem miere de salcâm peste el, pentru că vreau să fie foarte dulce. V-am mai zis și în alte clipuri, o linguriță de miere are 30 de calorii, iar dovleacul tot așa 30 de calorii pe 100 de grame. Deci dacă mâncăm un kilogram de dovleac, are 300 calorii, ceea ce e fantastic. Abia aștept să vină vara, să apară pepenii, să mănânc pepene, pentru că îmi place foarte mult pepenele. Și pepenele are la fel 30 de calorii pe 100 de grame. S-a făcut ora 12 noaptea, ia uitați ce mușchi am aici, de porc afumat așa, o să îmi tai o felie și o să pun pe tigaie aici, să mănânc cu fasole. Mai e foarte puțină fasole de săptămâna trecută și numai carne, numai ciolan. Iar la cuptor aici avem o pizza. O să o vă arăt când o scot. Am încărcat-o foarte bine și cu ou, cu multele legume. O să iasă foarte bună. Am mâncat fasole, a fost foarte bună, iar aici mi-am luat sus la mine la laptop pizza să mă uit la laptop, mă uit la ceva, la un film când o mănânc. O să o mănânc cu lapte din ăsta bătut și ca desert avem 3 mineole sau cum se numesc, habar n-am, mandarine. Pizza asta e cea mai încărcată pizza de până acum, am pus foarte multe lucruri pe ea. Puteți să puneți absolut orice doriți voi, important este să fie cât mai multe legume, pentru că sunt foarte sănătoase și au foarte puține calorii. S-a făcut ora 1 noaptea și am comis-o, fraților, n-am putut să mai mă abțin, am mâncat un Snickers din ăsta dublu. Sper să reușesc să slăbesc până duminică, vom vedea câte kilograme voi reuși să slăbesc sau să mă îngraș.
Neața, neața, este joi astăzi și se anunță o zi minunată, este foarte cald afară, iar eu voi începe cu o cafea naturală Jacobs, îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță. Avem aici o comandă pentru un vecin pe care o voi livra imediat. Avem un borcan de salcâm de 1 kg, o miere foarte, foarte bună, o miere premium premiată. Avem două sticluțe de cătină cu miere, la fel foarte bune și acestea. Le dau foarte multă energie și sunt bune pentru sistemul imunitar, pentru că au foarte multă vitamina C. Iar aici am pus un fagure, cadou. Dacă doriți și voi să comandați și sunteți din Râmnicu Vâlcea, vă aduc comanda personal. Dacă sunteți din alte orașe, puteți să faceți o comandă pe www.mieretv.ro. Comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în două zile lucrătoare și plata se face ramburs. Plecăm la sală și o să-mi fac un sirop de pulpă de cătină premium cu miere. Doar pulpă de cătină și miere este aici, fraților. Noroc cu vlogurile astea, pentru că altfel iară uitam să consum. Și e foarte bine să consumăm acest produs înainte de efort fizic. Îl voi face cu apă minerală, pentru că îmi place acidul mie foarte, foarte mult. Mi se pare că este mai bun cu apă minerală. Punem aici peste, agităm un pic și este o sursă de vitamine și minerale foarte, foarte bună. Și ne va ajuta foarte mult la antrenament. Cineva care mă urmărește pe Instagram și pe Facebook a văzut că am pus la story sucul acesta de cătină pe care mi l-am făcut înainte să plec la sală și a vrut să încerce și el, așa că mi-a dat comandă de o sticluță de cătină. Mă voi duce acum să o livrez personal acasă și apoi mergem la sală să tragem tare de tot. Se numește cătina? Înainte de seria, monstru. Păi da, ursul are nevoie de mierea lui. Haide! Hai, 2, 1 și... Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, nouă, zece, hai încă două. Una, două, 12, bravo! Wow, câte bunătăți avem aici! Avem cărniță de porc slabă pe tigaie fără ulei, avem cartofi natur, avem salată verde cu roșii, castraveți și ceapă și aici avem pește. Ce pește este ăsta? Păstrăv? Mamă, ce mare e! Am mâncat carne de porc, a fost foarte bună, am mâncat și salata, am mâncat câțiva cartofi din ăștia natur, iar pește nu mai pot să mănânc acum, nu să venim mai încolo până la 10-11, să mâncăm o bucată din asta de păstrăv. Până atunci mergem sus la laptop să ne uităm la ceva și să mănânc două banane. Ok, s-a făcut ora 11, hai să vedem cum arată peștele ăsta. Mamă, ce minunăție! O să punem niște usturoi peste el. Așa, și niște lămâie. Să vedem. Așa. Super. Mai avem aici câțiva cartofi natur și la desert avem pepene, avem dovleac. Știți voi cum îmi place mie dovleac, o să-l mănânc după aia, o să-l iau sus, o să-mi pun miere de salcâm peste el. Poftă bună tuturor! Mănânc și a doua bucată, fraților, am dat farfuria la o parte, a fost extraordinar. O să mănânc și bucata asta și ne uităm la războinici și la faimoși. Îmi pare rău de băieții de la Survivor și de fete că nu au de mâncare. Nu știu cum rezist acolo, eu n-aș putea să rezist atâtea zile fără să mănânc. Nu prea mănânc eu pește că nu-mi place mirosul, dar ăsta a fost fantastic. Am devorat un kilogram de pește aici, cred. Haideți să mergem sus, să ne luăm dovleacul și să servim ceva dulce. Bună dimineața, s-a făcut vineri, fraților, o să-mi fac o cafea acum cu o linguriță de miere de rapiță. S-a terminat borcanul de rapiță, așa că mi-am luat altul de jos. O să beau cafeluța asta și apoi cred că vom merge la sală. Chiar am mâncat foarte mult aseară, toată săptămâna am mâncat mult, pot spune, și nu-mi este foame, deși ar fi fost bine să mănânc ceva acum înainte să plec, dar chiar mi-e foame. Avem aici o comandă pentru cineva din Râmnicu Vâlcea, mă duc să o livrez acasă. Avem un borcan de mană din ăsta premium. Ia uitați, fraților, ce culoare are mierea asta. Uitați cât de groasă este. Foarte, foarte bună, o miere de calitate, premiată la târgurile apicole. Și bineînțeles, o tinctură de propolis, am mai vrut.
Este foarte bună pentru imunitate, pentru gât, pentru stomac, pentru ficat. Dacă nu ați încercat, trebuie neapărat să încercați. Dacă vreți să comandați dumneavoastră și nu sunteți din Râmnicu Vâlcea, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro. Comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în 48 de ore și plata se face ramburs. Și dacă nu, uită taică meu, cel care face coletele, să vă pună și un odorizant auto, veți primi gratuit un odorizant din acesta cu logo-ul firmei noastre. S-a făcut ora 7, am venit de la sală, avem aici o mâncătică de spanac, haideți să vă arăt cum arată. E cam ciorbă așa, dar nu e nimic, o să mănânc cu lingura. Avem și cărniță din asta de porc afumată, destul de slabă, uitați, nu are grăsime. Avem mai multe bucățile pe aici. Avem și ou, multe legume și o să mănânc cu niște murături. O să mănânc fără pâine pentru că nu mi-e așa foame, am mâncat destul de mult săptămâna aceasta. Am mâncat, a fost foarte, foarte bun, îmi place foarte mult mâncarea gătită și aici pe canal o să vedeți multă mâncare gătită pentru că îmi place foarte mult mâncare tradițională, mă rog, tot felul de mâncăruri gătite. Spanacul acesta a avut foarte puține calorii, la fel ca orice legumă verde, are foarte, foarte puține calorii și este foarte bun pentru diete, pentru când vrem să slăbim, pentru curaj de slăbire și gustul a fost excepțional și de la ceapă, probabil, și de la afumătura aia îi dă un gust extraordinar. Acum haideți să mergem sus la laptop și ca desert o să avem o banană. S-a făcut ora 10, fraților, și acum o să mănânc o brânză din asta cottage de la Lidl. Ia uitați cum arată, nu am mai mâncat de mult brânză din asta, e destul de slabă, are multe proteine și ne uităm la războinici versus faimoși. Să lăsați în comentarii dacă vă uitați și voi la misiunea asta și să-mi spuneți, la Survivor adică, și să-mi spuneți care e echipa voastră preferată, cu cine țineți. S-a făcut ora 2 noaptea și avem aici două pizza, fraților, ia uitați ce bine arată. Pot spune că asta a fost masa mea preferată de săptămâna aceasta. A trecut foarte repede timpul, m-am jucat până acum, am jucat jocul la Valorant cu împușcături. Mâine dimineață trebuie să mă trezesc de vreme, trebuie să mă duc cu maică mea la Călimănești și apoi o să mă întorc să editez toate clipurile, toate mesele de săptămâna aceasta, iar duminică ne vom cântări, vom face introducerea, vom face sfârșitul, încheierea și voi încerca să pun vlogul acesta până în ora 12, exact așa cum v-am obișnuit. S-a mai închis. Asta e saltă, vedeți ce mai duc. Am ajuns la Căciulata, vis-a-vis de Mănăstirea Cozia, suntem în parcarea asta lungă. Vă așteptăm în fiecare weekend cu produsele noastre 100% naturale, produse premiate la târgurile apicole internaționale și naționale, cu locul 1, locul 2, locul 3. Iar dacă nu puteți să treceți pe aici să gustați produsele noastre, puteți să faceți o comandă pe site-ul nostru www.mieretvo.ro. Ia uitați cum a ars tirul ăsta, fraților, la intrare în Vâlcea. Mamă, mamă! Spuneți-mi care e părerea voastră, de ce credeți că a luat foc? Ok, fraților, s-a terminat și a treia săptămână de dietă. Uitați, 114,4 kg am. Tocmai ce m-am cântărit. Haideți să ne mai cântărim o dată. Nu sunt multe kilograme, nu sunt așa multe cum așteptam. Vreau mai mult, dar asta este. 114,4. Am studiat foarte puțin săptămâna asta, dar am mâncat și destul de mult. Chiar vă rog să lăsați în comentarii ce masă v-a plăcut cel mai mult din săptămâna aceasta. Uitați, am scris și aici pe foaia mea, 114,4 kg, nu este prea mult. Sunt decât 300 de grame față de săptămâna trecută, dar sunt aproape 7 kg în 3 săptămâni, ceea ce e fantastic. Dacă privești pe toată perioada, este super bine. Așa că nu trebuie să ne desumflăm, nu trebuie să fim dezamăgiți, pentru că am mâncat și foarte mult, mi-am făcut și poftele, am mâncat și dulciuri, mi-am făcut de cap săptămâna aceasta. Și săptămâna viitoare sper să fiu mai motivat, sper să vă strângeți cât mai mulți, să primesc cât mai multe like-uri, cât mai multe mesaje de încurajare.
și să vă abonați cât mai mulți la acest canal. Pentru că voi îmi dați forță, fraților, voi îmi dați putere să continui. Ia uitați câte săptămâni sunt aici. Mai avem o grămadă, este la bine începutul. Cam asta a fost săptămâna 3, fraților, ați văzut, l-am slăbit chiar atât de mult, am slăbit destul de puțin, dar asta este, eu consider că am mâncat foarte mult și mi-am făcut și poftele, am mâncat și dulciuri, ați văzut, am călcat strâmb. Nu va mai merge atât de repede slăbirea cum a mers în primele 2 săptămâni, undeva trebuie să se egaleze pentru că am slăbit foarte, foarte mult în primele 2 săptămâni, dar cu toate astea sunt foarte mulțumit, per total am dat foarte, foarte bine până acum în primele 3 săptămâni. Dacă v-a plăcut și vreți să mă susțineți în continuare, vă invit să vă abonați, să lăsați un like și să lăsați un comentariu, pentru că pe mine mă ajutați foarte, foarte mult psihic, mental, mă motivați foarte tare prin lucrurile acestea. Iar dacă vreți să faceți o comandă de produse apicole și să mă ajutați și pe mine financiar, intrați pe site-ul meu www.mieretvo.ro și acolo veți găsi cele mai șmechere produse apicole din țară, la prețuri foarte, foarte bune, plus de asta aveți 10 de reduceri și suplimentar încă 10% la orice comandă. Dacă aveți vreo nelămurire sau doriți ajutorul meu, puteți să-mi lăsați un comentariu, să-mi puneți orice fel de întrebare, vă voi răspunde cu mare drag. Dacă sunteți curioși ce o să mai mănânc și săptămâna viitoare și în următoarele săptămâni, pentru că dieta asta o să fie foarte, foarte lungă, vă invit să vă abonați și să mă urmăriți, să activați clopoțelul de notificări pentru a vă lua cea mai șmecheră inspirație și motivație și pentru a vedea singura transformare live, să vedem până unde pot să ajung. Am nevoie de ajutorul vostru să vă abonați în număr cât mai mare, să lăsați cât mai multe like-uri, cât mai multe comentarii, pentru că o să fie din ce în ce mai greu pe măsură ce o să treacă săptămânile și o să scadă în greutate. Până data viitoare, ursul vostru vă salută. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!